Doamne Dumnezeule, ați auzit ce era să pățească doamna Chioveși? Fuuu, era să-i violeze niște nenorociți corespondența, domnule. Și doamna Chioveși are o corespondență atât de cu minte, de vreme acasă. Învață bine și la școală, am înțeles. E, uite că s-au găsit unii, niște foști agenți Mossad, atenție, care i-au pus gând rău. Doamne, în ce lume bolnavă trăim, auzi? Israelienii sunt procurorii din investigațiile pe care le-au deschis până acum. Încercau să contacteze persoane din anturajul Laurei Codruța Chioveși și să le spargă acestora conturile de e-mail pentru ca în final să ajungă și la Laura Codruța Chioveși. Wow! Deci erau dăștia care violau din aproape în aproape. Fai de mine și de mine. Cine sunt suspecții? Niște foști directori de informații, dar și cofondatori și directori executivi ai companiei israeliene de investigații private Black Cube. E, și ăștia au venit în România ca să violeze corespondențele, a? Păi tipul ăsta de viol, de corespondență, merge și de la distanță, domne, adică nu trebuie să ai contact fizic cu vreun computer ca să ajungi să o violezi pe corespondență. Mă rog, acum se intră din nou într-o demență de aia, adică DIICOD nu comentează, dar ce să vezi, documente de la DIICOD au ajuns în presă. Băi, cum se întâmplă treburile astea, magie, auzi? Mă rog, nu mai contează la cât de bolnavă e lumea asta în care trăim. Asta nici măcar nu mai e o știre. Să vedem ce ne spune doamna Chioveși. Laura Codruța Chioveși spune că a fost o încercare nereușită de intimidare. Cum ar veni, doamna Chioveși n-a simțit nimic. Au violat corespondențe prin vecini, băieții ăștia. Acum o lăsăm pe doamna Chioveși, că e destul de ocupată din ce vedem la televizor, și ne adresăm celorlalți băieți. O singură chestie vă rugăm foarte tare: să nu începeți iar cu securitatea, că trebuie să vă dăm parolele de la e-mail-uri sau de astea, da? Adică, na, ne-ați amenințat cu teroriștii, acum cu violatorii de căsuțe electronice. Mie să nu măcăne, asta zic. Lăsați-o așa, ușor, jos, măcar o perioadă, și ne mai vedem noi, da? Hai că până la urmă o să ne violați pe toți, da? Cum să vă spun, încă nu suntem pregătiți să ne violați chiar peste tot. Nu încă.